A urcat pe cele mai înalte vârfuri din lume și a făcut față oricărei provocări. Pentru el nu a existat niciodată, nu se poate. Însă acum destinul îl pune la cea mai grea încercare, lupta pentru propria-i viață. Ludovic Vieru are 38 de ani, este pasionat de sport, iar recent a fost diagnosticat cu o boală cumplită, borelioză. O căpușă l-a mușcat în timpul unor antrenamente prin pădurea Bucium. Acum însă, singura sa șansă de a se face bine este un tratament la o clinică specializată din Germania, pentru care ar avea nevoie de aproape 10.000 de euro. În cel mai greu obstacol al vieții sale, sportivul are nevoie de prieteni care astăzi au fost aproape și au alergat pentru el în campania Iași urcă pentru Ludo. 3, 2, 1! Cum, a fost greu? Lipsă de antrenament, dar... Ei sunt cei peste 100 de ieșeni care au alergat 4 kilometri pentru a-l salva pe Ludo. Toți participanții la crosul prin pădurea de la Bucium au donat bani între 10 și 700 de lei fiecare, totul din solidaritate pentru sportivul care a doborât mai multe vârfuri, printre care Kilimanjaro și Mont Blanc. Am venit să susținem pe Ludovic, este colegul nostru din primărie. El este un tip foarte discret. Și cred că momentele astea sunt foarte importante pentru el. Suntem alături de el, îl susținem cu tot ceea ce putem noi. Am venit să contribuim și noi, poate oricine să fie în situația asta. Ușor traseu, greu de alergat, lipsă de antrenament. Da, cauza contează. Asta e tot. Credeți că o să reușiți să fie bine pentru el? Noi facem ce stă în puterea noastră. Mai departe depinde de el și de soartă. Hai să fie puternic și să lupte cum a fost și până acum, că de asta ne-a și adunat atâți. Ludovic Vieru este dublu campion național la turism sportiv montan în cadrul clubului Penicilina Iași. Practică și alergarea montană, unde anul acesta a reușit să urce de 4 ori pe podium, de 3 ori pe cea mai înaltă treaptă. Noi știam că o să vină destul de multă lume, am văzut pe pagina echipei, Iași urcă, s-au anunțat să vină circa 250 de persoane, mulți probabil au donat fără să vină, pe mulți poate nu i-am văzut la start, dar e în regulă. Gabi Vânătoru! Organizatorii au oferit premii asigurate de sponsori generoși din Iași și au vândut la licitație 2 tricouri cu semnăturile jucătorilor din echipele de fotbal Dinamo și CSMS Iași. În acest moment, Ludovic Vieru este internat într-o clinică din Germania, însă tratamentul și analizele medicale necesită costuri de aproximativ 10.000 de euro. Pentru strângerea banilor sunt disponibile 2 conturi deschise pe numele Ludovic Vieru.